Binecuvântăm numele Domnului și în această dupămasă avem motive să-L lăudăm pentru că ne-a păstrat cu viață și vrea să ne dea o veșnicie de viață. O veșnicie împreună cu Dumnezeu înseamnă mai mult decât tinerețe fără bătrânețe și viață fără moarte. Pentru că nu este orice viață, nu este oriunde viață, este viață cu Dumnezeu și în prezența Sa. Ba mai mult, într-o natură ca Sa, vom fi ca El, ne învață Sfânta Carte. Astăzi vom privi din nou spre Împărăția Lui Dumnezeu, într-o altă asemănare. Împărăția Lui Dumnezeu se aseamănă cu o slujbă sfântă, cu o preoție regească. Dacă în prima lecție împărăția ne-a fost asemănată cu o societate selectată, în care nu intră numai cei aleși, dacă într-o a doua lecție împărăția Lui Dumnezeu ne-a fost prezentată ca și un loc al reconcilierii totale, unde toți cei prezenți vor fi într-o deplină armonie, într-o stare de pace, de iubire, astăzi vom vedea că această societate selectă ce trăiește într-o armonie perfectă desfășoară o activitate la cel mai înalt nivel. Ei, cu aceasta credem că să spunem și noi, vom desfășura o slujbă în prezența lui Dumnezeu, încânându-ne celui ce este viu în vecii vecilor, așa cum fac făpturile din preajma tronului și toți îngerii din cer, și desfășurând și alte activități despre care vom vorbi în lecțiile viitoare. Astăzi vom observa, așa cum ne prezintă Cartea Apocalipsei, că cei mântuiți vor ajunge în jurul tronului Dumnezeu, un tron care se identifică în același timp cu un templu și cu un altar, pentru că este o preoție regească. În cer nu va fi conducerea politică într-un sediu și cea religioasă sau administrativă într-un alt sediu, pentru că Dumnezeu este suveranul suprem. În fața Lui ne vom regăsi, ne vom întâlni pentru orice lucrare. Iată ce spune Cartea Apocalipsei, citesc din capitolul 1, de la versetul 4. Ioan către cele 7 biserici care sunt în Asia. Har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine, și din partea celor 7 duhuri care stau înaintea scaunului Său de domnie, și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său, ceea ce discutam în lecția anterioară, și acum atenție, ceea ce urmează de la sine. Și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Deci am fost spălați, deci suntem pregătiți pentru cer, pentru a fi preoți ai Lui Dumnezeu. Spune Scriptura tot în Apocalipsa, capitolul 5, versetul 8, despre o imagine de la tronul Lui Dumnezeu. Când a luat cartea, cele patru făpturi vii și 24 de bătrâni, ființele care se află în imediata apropiere a tronului, s-a aruncat cu fața la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur, pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Pentru că noi suntem deja o preoție care avem acces prin Duhul. În plan spiritual avem intrare la Dumnezeu. Numai că împărăția lui Dumnezeu va face mutarea noastră să slujim direct de acolo sau mai de aproape, mai direct și, cum spuneam, într-o natură asemănătoare cu a Lui. Spune Scriptura aici în continuare, de la versetul 11, m-am uitat și în prejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri, numărul lor era de 10.000 de ori, 10.000 și mii de mii. Ei ziceau cu glas tare, vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Slava și lauda le primește din partea ființelor care au fost mântuite, care sunt recunoscătoare pentru că El a făcut curățirea cerului și a pământului, a întregului univers. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ
sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri le-am auzit zicând. Acelui ce șade pe scaun de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Asta înseamnă că pentru eternitate se va proceda la fel. Adică se va aduce slavă lui Dumnezeu, închinare, cinste. Ori această lucrare aparține unei preoții, unei seminții acceptate, căreia s-a oferit harul să aducă laudă înaintea Domnului. Tot din Apocalipsă citim din capitolul 8 și vreau să ne însușim acest rol încă de aici, în statutul nostru pământesc, dar în așteptarea celui ceresc. Apoi a venit un alt înger care s-a oprit în fața altarului, ceea ce însemna de fapt în fața tronului, pentru că în cer, altarul, tronul, se centrează toate în Dumnezeu și în miel, cei care primesc slava deplină. I s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. Așadar, iată o fereastră deschisă spre acest locaș ceresc de închinare, acolo unde în împărăția lui Dumnezeu, prin harul său, ne vom regăsi ca preoți într-o slujbă sfântă. O slujbă pentru cei selectați. Vă rog să vă amintiți de felul în care Iehul a procedat după ce a detronat dinastia lui Omri, mai exact casa lui Ahab, a convocat la o închinare, la o sărbătoare specială pe toți preoții din țară. Și la un moment dat a spus gărzilor sale, vedeți, cercetați, să nu fie aici niciun preot, niciun slujitor al lui Dumnezeu. Să fie numai slujitori al lui Baal. Pentru că urma să facă ordine. De data aceasta, în sens bun, vor fi aleși. Și vreau să știți că toți cei selectați vor fi preoți. Poate uneori ne gândim că doar slujitorii sunt preoți. Eu personal corectez pe cei care, nu știu din ce motiv, hai să nu-i încadrez eu, se adresează unor slujitori spunându-le așa popular, popă. Nu aveți nicio documentație biblică să spuneți una ca aceasta. Nicăieri în Scriptură nu se spune că numai apostolii, păstorii sau alți slujitori de rang înalt, dacă vreți să-i numiți așa, în sensul că au daruri mai multe, nu sunt numiți numai ei preoți. Preoția este generală. Accesul este comun. Deci toți cei selectați vor fi preoți. Numai aceștia vor avea dreptul să fie în cer prezenți la slujbă. De fapt, asta va fi dovada cea mai supremă a reconcilierii. Pentru că n-ar fi reconciliere dacă n-am fi acceptați într-un statut de plin să ne apropiem de Dumnezeu, dacă am fi ținuți la distanță, ar fi o iertare de jumătate. Când cer vom fi aranjați pe structuri diferite și unii vor străluci mai mult, alții mai puțin, asta ține de administrarea cosmosului. Vedeți și ființele vii de care am citit din jurul tronului, unele au patru speciale, 24 în conciliu ceresc, împrejurul tronului îngeri, dar toți aveau dreptul de a se raporta în închinare la Dumnezeu. În privința închinării, a preoției, nu există diferențe. Structurile au în vedere alte aspecte, nu relația cu Dumnezeu. Preoția este generală. Citesc Apocalipsa 5, versetele 9 și 10. Știți că unii au teorii că în cer vor fi numai 144.000, marea gloată pe pământ. Astea sunt închipuiri omenești. Toți cei mântuiți sunt preoți. Și cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea, să-i rupe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni, din orice seminție, orice limbă, orice norod, orice neamă. Și ai făcut din ei o împărăție și preoți.
Adică toți cei ce sunt parte din împărăție sunt preoți. Nu scrie a făcut din ei o împărăție cu preoți, adică unii dintre ei. Nu. O împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Eu cred că Scriptura are în vedere o împărăție a unui nou pământ, a unui noi ordini, unde cerul și pământul nu vor mai fi despărțite, vor fi împreună. În cetatea aceea unde este văzut noul Ierusalim, acolo este văzut și tronul lui Dumnezeu. De fapt, nu este templu, că toată cetatea este templu, pentru că toți sunt preoți și dacă ar fi un templu separat, asta ar însemna că doar unii ar fi. Cu alte cuvinte, în cer va fi ca o fel de slujbă de la adunare, în care toți participă, toți cântă, toți se roagă, toți slăvesc pe Dumnezeu și toți se bucură. Dacă am fost deja de aici acceptați în parte, n-ar trebui să ne bucurăm de fiecare dată când ne întâlnim? Spunea Domnul Hristos, dacă doi sau trei se adună, eu voi fi în mijlocul lor. De aceea nu este normal ca la o slujbă să vină cineva pe rol de spectator, să nu fie parte vie, parte componentă a întregii lucrări. Se spune că într-o iarnă doi copii au plecat cu colinda într-un sat și dând de bani s-au tot dus prin sat. Și la un moment dat au ajuns într-o zonă pe care nu o cunoșteau, au văzut lumini aprinse, au încercat să intre, li se părea că e o clădire mai diferită de restul caselor, geamurile mai sus nu puteau să vadă, până la urmă s-a cățărat unul în spatele celuilalt și cel ce era la vedere, sus, tot privea nedumerit. Era o activitate de care n-avea cunoștință. Și cel de jos, fiindcă nu mai putea să se țină în spate, zice, băi, spune odată, intrăm, nu intrăm, că nu te mai poți ținea. Și el zice, dar nu știu ce să spun, că aici sunt niște oameni, nu știu ce fac, că n-am mai văzut, dar se pare că nu le place. Se pare că sunt plictisiți. Era o adunare. A fost o observație a unui copil care nu știa ce e aceea slujbă sfântă, dar a citit pe fața lor că fac ceva ce nu le place. Ori dacă o slujbă sfântă ar fi ceva ce nu ne place, cine am face o veșnicie? Iar că atunci ne-am pune să slujim cu rândul. Ne-am plictisi. Nu, o preoție este o lucrare de cinste. Și să ne dea Domnul Haru să iubim acest Dumnezeu adevărat și să dorim din toată inima să-L slăvim de aici. Și să avem o dorință supremă să ajungem într-o zi să slujim mai de aproape. Perdeaua s-a despicat, dar încă este un drum, este o cale nouă și vie. Dar într-o zi vom fi față în față cu Domnul, slăvit să-i fie numele. Nu vreau să rămâneți cu imaginea acestor doi copii și acelei adunări, vreau mai degrabă să vă pun în față imaginea lui Moise, care stătea de vorbă cu Dumnezeu, dar ca prin ceață. Tot îl auzea vorbind, îi simțea prezența, se zguduia Sinaiul și a zis, Doamne, vreau să te văd. Și Dumnezeu a spus, nu se poate, dar te rog. Bun, atunci pe la spate. Și de aici înțelegem că orice om ce se apropie de Dumnezeu, de un Dumnezeu nevăzut, sau cum spune 1 Petru capitolul 1, ne bucurăm fără să-L fi văzut, își dorește să ajungă să-L vadă. Când vom intra pe deplin în slujba preoției noastre regești, îl vom vedea, slăvit să fie Domnul. Vreau să vă arăt mai întâi câteva imagini ale preoției eterne, așa cum au fost ele prefigurate în Vechiul și în Noul Testament. Mai întâi deschidem la Genesa capitolul 14. Melchisedec, acest împărat preot, versetul 18, împărat al Salemului, a adus pâine și vin, un simbol a ceea ce a făcut Domnul Hristos mai târziu. El era preot al Dumnezeului Celui Preanalt și imaginea lui, potrivit celor relatate în Cartea Sfântă, rămâne simbolică, spune Scriptura în Evrei, capitolul 7, de la 1 la 4, pentru că îl privea pe Domnul Hristos, care trebuia încă să rămână o taină. Citim din Evrei. În adevăr, Melchisedec, acesta împăratul Salemului, preot al Dumnezeului Celui Preanalt, care a întâmpinat pe Avram când acesta se întorcea de la măcilul împăraților, care l-a binecuvântat, care a primit de la Avram zeciuială din tot, care după însemnătatea numele său este întâi împărat al neprihănirii, apoi împărat al Salemului. Observați
și potrivire cu primele noastre două lecții. Mai întâi vă spuneam secretul pentru selecție neprihănirea, secretul pentru reconciliere e pacea deplină. Și scrie în continuare despre el, versetul 3, fără tată, fără mamă, fără spițe de neam, neavând nici început al zilului, nici sfârșit al vieții, dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, rămâne preot în veac. Evident că Domnul Hristos are o preoție unică, un mandat cu totul și cu totul special, dar imaginea aceasta a unei preoții deținută de un rege este un simbol pentru tot regatul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu avea în vedere să fie acea unitate desăvârșită între ceea ce în vremea noastră numim puterea politică și puterea religioasă. Între ceea ce în vremea noastră s-a separat în secular și sacru. Atunci va fi totul într-o armonie perfectă. Așa după cum vă citesc din cartea lui Zaharia, aici din nou avem o prefigurare de la templul lui Zorobabel, Zaharia 6, cu 12 și 13. Așa vorbește Domnul oștirilor. Iată că un om al cărui nume este Odrasla, și ăsta fiind Domnul Hristos, va odrăsli din locul lui și va zidi templul Domnului. Da, el va zidi templul Domnului, va purta podoabă împărătească, va ședea și va stăpâni pe scaunul de domnie, va fi preot, și rege și preot. Pe scaunul de domnie și o desăvârșită unire va domni între ei amândoi, între care ei amândoi, că de fapt este unul singur. Da, pentru că coroana împărătească se va uni cu cununa preoțească. Va fi o unitate desăvârșită, frumoasă exprimare, unitate desăvârșită. Trecem la o altă imagine a acestei preoții eterne și citim din cartea Evrei, capitolul 9, amintindu-ne de legământul dintâi, versetul 1. Care avea și el porunci privitoare la slujba dumnezeiască și la un locaș pământesc de închinare. Și tot aici citim versetul 9, aceasta era o semănare pentru vremurile de acum, când se aduc daruri și jertfe. Încă în timpul scrierii acestei epistole nu era dărâmat, nu era distrus templul de Ierusalim. 10 cu 1. În adevăr, legea are umbra bunurilor viitoare, pentru că legea nu era, scrie în continuare aici, înfățișarea adevărată a lucrurilor. Dar care e înfățișarea adevărată? Cea din împărăția lui Dumnezeu. Înfățișarea adevărată e cea care rămâne pentru eternitate, nu acestea care s-au schimbat. Ele au fost doar anumite imagini prin care Dumnezeu a vrut să arate ce și cum va fi în împărăția sa. Și citim tot din 10, de la versetul 19, ca să vedeți că locașul întâi de închinare admitea doar pe unii ca preoți, locașul adevărat de închinare ne acceptă, ne primește pe toți cei mântuiți. Evrei 10, de la versetul 19. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt. Cine intra în locul preasfânt? Numai marele preot. Nici măcar preoții nu intrau. Pe calea cea nouă și vie pe care ne deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem. Asta înseamnă să fii preot. Dumnezeu le-a spus celorlalți să nu se apropie. Cine se va apropia va muri. Nici de munte nu i-a lăsat să se apropie. Nici de locașul sfânt. Să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău, amintiți-vă cum îi sfințea pe preoți, cum îi curățea pentru slujbă, și cu trupul spălat de apă curată. Toate acestea au fost ritualuri pe care preoții trebuiau să le îndeplinească înainte de a intra în slujbă. Din moment ce calea ne s-a deschis, suntem chemați să ne apropiem,
am trecut prin aceste procedee de curățire, avem drept să fim preoții lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu așa a vrut de la început. Știți ce spunea Moise lui Faraon cu ocazia prezentării în fața lui cerând eliberarea poporului? Lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Evreii n-au înțeles că Dumnezeu i-a scos mai întâi ca să devină slujitorii lui. Ei au înțeles că Dumnezeu i-a scos doar așa să nu mai fie rob, să trăiască bine. Cum din nefericire uneori și noi pocăiții credem asta. Că Dumnezeu ne-a mântuit să o duce în bine. Dumnezeu ne-a mântuit să-i slujim. Și ceea ce facem noi aici nu este decât o pregătire pentru accederea noastră în slavă, la o slujbă preoțească. Iată ce spune Scriptura în cartea Exod, capitolul 19, sunt cuvinte rostite de Dumnezeu. Potrivit cu ceea ce a intenționat El să fie poporul evreu. 19, versetele 5 și 6. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei din toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Mai întâi Dumnezeu a luat o casă, apoi un trib, Aaron, respectiv Levi, dar intenționa ca din tot poporul să facă preoți. Din nefericire, nici tribul ales n-a rămas credincios, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu a renunțat la planul său. Pentru că ce n-a realizat cu evreii, Dumnezeu va realiza cu cei mântuiți dintre neamuri. Să ne ajute Domnul să fim și noi printre ei, acceptați ca preoți. Iată ce pregătire ar trebui să avem, cum ar trebui să ne lăsăm modelați de mâna Domnului, sfințiți, curățiți pentru a fi acceptați. Sistemul preoțesc pe timpul Domnului Iisus, cum îi numea El cel ce șed pe scaunul lui Moise, aici încorporându-se și preoții și cărturare, se depărtaseră de viziunea lui Dumnezeu, de aceste norme sfinte. Ei se lăudau doar cu templu. Într-adevăr, templul lui Rod, cel din timpul Domnului Hristos, era imens față de templul lui Solomon. Slujeau, se spune că la sărbători, până la 20.000 de preoți. Era mare populația Israel, dacă numai la asediu din anul 70 au murit peste 1.000.000. Avea templul aproape 5.000 de camere anexe, unde erau cazați de sărbători acești preoți. Aveau o cupolă de aur care se vedea de la distanță. Erau în jur acele curți ale preoților, ale bărbaților, ale femeilor, curtea neamurilor, o sinagogă mare, porticuri speciale. Amintiți-vă că și ucenicii au spus, Doamne, uite ce pietre și ce clădiri. Dar numai că ei pierduseră ideea originală a lui Dumnezeu. Făcuseră din acel templu o pieste de tâlhar și Domnul a spus că urma să-l nimicească. Și se ridice un alt templu. Și ei n-au înțeles despre ce le vorbea. A fost una din acuzațiile aduse în timpul judecății Domnului Hristos. Pentru că Dumnezeu avea prin toate acestea doar să evidențieze ceea ce urma să se întâmple în împărăția lui Dumnezeu. Templul acela stârnea admirația localnicilor și a turiștilor prin ceea ce era el în plan exterior. Era ca și când s-a dus un reformator la Roma și când a văzut cetatea eternă, așa numită, a zis, ce păcat că părinții mei nu mai trebuie să fie adus în pelerinaj la cetatea eternă. Dar după ce a stat o vreme acolo, s-a întors înapoi și a spus, dacă există iad, înseamnă că ești dedesubt. I-a părut rău că s-a dus și el. Pentru că oamenii au pierdut din vedere ce intenționa Dumnezeu. Au făcut din toate aceste slujbe un business de prim rang în lume. S-au făcut războaie sacre, dar care nu vizau Ierusalimul de sus. Locuri sfinte de jos, dar de fapt nu sfințenia era obiectivul urmărit. Pentru că oamenii n-au înțeles că toate acestea au fost doar imagini pentru o preoție
pentru un templu, pentru un altar din cer. Inclusiv imaginea acelui templu din Ezechiel, capitolul de 40 la 48, unde e prevăzută și o secțiune referitor la împărăția administrativă ce privea pe domnitor și semințiile, dar accentul cade în proporții de peste 90% asupra templului, asupra slujbelor. Asta trebuie să domine imaginea când ne gândim la cer. Ioan, când a fost răpit în cer, nu a fost atras de mobilier. Nu, alte imagini i-au izbit privirea. Și slujirea care este în cer, să ne ajute Domnul și noi să o privim în mod primordial această lucrare și să înțelegem ce har să fie acceptat ca preot a lui Dumnezeu. Privind în Noul Testament și făcând legătura cu Vechiul Testament, cu slujbele leviților, să ne amintim de cuvintele Domnului Hristos care spunea despre ucenicii care și-au lăsat casele, averile, despre cei care au avut probleme cu cei din jur datorită slujirilor. Și vreau să vă arăt asemănarea cu preoția leviților. Ce a intenționat Dumnezeu în Noul Testament și a realizat Domnul Hristos în Noul Testament sunt ambele în această relație cronologică și de apropiere în ce privește vizualizarea idealului, perspectiva eternității. Citim mai întâi Exod, capitolul 32, de la versetul 26. Știți cu ce ocazie au fost aleși leviții? Pare interesant. În raport cu toate celelalte seminții, seminția lui Levi era foarte mică din punct de vedere numeric. Dacă celelalte triburi aveau în medie între 40 și 70 de mii de bărbați pe trib, asta de la vârsta de 20 de ani în sus, seminția lui Levi avea 8 mii de bărbați de la 20 de ani în sus în tot tribul. O diferență foarte mare. Și Dumnezeu a ales tocmai seminția asta foarte mică. Dar cu ce ocazie a ales? Citim aici. Despre momentul instaurării vițelului de aur în tabără, a unei închinări false, rupte de Dumnezeu care era cu Moise pe munte, se pogoară Moise și scrie de versetul 26, s-a așezat la ușa taberei și a zis, cine este pentru Domnul să vină la mine? Și toți copiii lui Levi s-au strâns la el. El le-a zis, așa vorbește Dumnezeul lui Israel, fiecare din voi să încingă cu sabia, merge și străbate tabăra de la o poartă la alta și fiecare să omoară pe fratele, pe prietenul și pe ruda sa. Curios. Copiii lui Levi au făcut după porunca lui Moise și aproape 3.000 de oameni au perit în ziua aceea din popor. Moise a zis, predați-vă azi în slujba Domnului, chiar cu jertfa fiului și fratelui vostru, pentru ca binecuvântarea lui să vină astăzi peste voi. Instalarea lor în slujbă a însemnat dedicare totală pentru Domnul, pentru sfințenia sa, chiar cu riscul ruperii unor relații cu cei mai apropiați din familie și din neam. Și din popor. Aceeași idee apare în binecuvântarea lui Moise, Deuteronom 33. Citim de la versetul 9. Levi a zis despre tatăl său și despre mama sa. Nu i-am văzut. Și despre frații lui, nu vă cunosc. Și de copii n-a vrut să mai știe. Căci ei păzesc cuvântul tău și țin legământul tău. Ei învață pe Iacob poruncile tale și pe Israel legea ta. Ei pun tămâie sub nările tale, slujba preoțească, și arde de tot pe altarul tău. Și acum trecem în Noul Testament, ca să vedeți că este aceeași idee. Matei, capitolul 10. Lângă asta, vă amintesc, până ajungem în Noul Testament, că leviții n-aveau nici moștenire. Ceea ce înseamnă că noi nu indicați să ne legăm de pământ, dragii mei. Matei 10, citim de la versetul 32. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Să nu credeți că am venit să aduc pace pe pământ, n-am venit să aduc pacea, ci sabia. Căci am venit să despar pe fiul de tată, pe fică de mamă, pe noră de soacră
și om va avea ca vrăjmaș chiar pe cei din casa lui. Asta s-a întâmplat și cu leviții, asta s-a întâmplat cu ucenicii. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. Și ne iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. De aceea am citit despre Levi. N-am vrut să știe nici de tată, nici de frate, nici de copii. Asta nu înseamnă abandon familial. Asta înseamnă dedicare totală pentru Dumnezeu. Și punere într-un plan secund a tuturor celor apropiași a intereselor lor pământești. Spunea Domnul Hristos în aceeași idee, citim din capitolul 19, tot Matei, și ucenicii au înțeles asta. De la 27. Atunci Petru a luat cuvântul și i-a zis, iată că noi am lăsat tot și te-am urmat. Exact ca leviți. Ce răsplată vom avea? Iisus le-a răspuns, adevărat vă spun, că atunci când va sta fiul om pe scaun de domnie la măririi sale, atunci când Domnul va fi rege și preot, și știți că judecățile reveneau lui Levi, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat, adică cei ce ați renunțat la relațiile voastre de prim rang, familiale, pământești, de orice natură al fiere, inclusiv aspectele de moștenire. Spunea Domnul Hristos aici, veți ședea pe 12 scaune de domnie și veți judeca asta pentru ei, dar ne revine și nouă, vom judeca lumea. Și oricine a lăsat case, frați, surori, tată, mamă sau nevastă sau fecior sau holde, pentru numele meu, va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Și noi știm că viața veșnică înseamnă preoție. Dragii mei, Scriptura ne îndeamnă să avem grijă de cei din casă, mai mult decât cei necredincioși. Dar inima să ne fie legată întâi de Domnul. Pentru că aceasta înseamnă o preoție după imaginea din Vechiul Testament, din Noul Testament și cu perspectivă în eternitate. Domnul să ne ajute! Slujbele și darurile care le primim prin Duhul Sfânt sunt capacități și atribuții de slujbă. Iată ce vă citesc în privința aceasta din Efeseni capitolul 4. De la versetul 11. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Și numai ăștia sunt preoți? Nu, citim în continuare. Pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, adică aceștia în prim plan, trebuie să se ocupe de tot poporul ca toți să poată sluji ca preoți. Pentru zidirea trupului Hristos și drept dovada ceea ce vă spuneam, ceea ce a scris apostolul, până vom ajunge toți, nu doar acele cinci categorii, la unirea credinței, a cunoștinței Fiului Dumnezeu, la starea de om mare, la statura plinătății lui Hristos. Statura plinătății lui Hristos înseamnă, din acest punct de vedere, preoție, capacitate de slujire. Rugăciunile noastre de mijlocire sunt o activitate profetică, nu doar preoțească, voiam să spun, pot fi și profetice, depinde de darul fiecăruia. Cântările noastre, cântările noastre duhovnicești, lauda care o aducem înaintea Domnului, este o activitate levitică și toate acestea, iată cum ne califică, dacă noi știm să ne dăm Domnului cu toată inima, să-i aparținem Domnului și să-i slujim în toată veșnicia. Amin? Și ultima imagine, Matei capitolul 16 și 17, spunea Domnul Hristos aici, Matei 16:28, vorbind despre momentul revenirii sale în slavă cu îngerii, sau imediat după ce a rostit acele cuvinte, adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea, până nu vor vedea pe Fiul omului venind în împărăția sa. Și oamenii se împart și se întreabă, la ce s-a referit Domnul cu aceste cuvinte? Și unii spun la schimbarea la față, care urmează în text imediat.
alții spun, la faptul că Ioan Apostolul nu a murit până când nu a văzut Apocalipsa și venirea împărăției lui Dumnezeu. Alții explică acest verset prin faptul că vor rămâne unii până când se va instaura împărăția lui Dumnezeu, adică ultima generație va fi în viață. Eu las o interpretare largă, dar mă folosesc de o primă imagine din acele interpretări, ceea ce scrie în capitolul 17. După 6 zile, Iisus a luat cu el pe Petru, Iacob și Ioan, fratele lui, și s-a dus la o parte pe un munte înalt. De ce nu este și aceasta o imagine a împărăției lui Dumnezeu, a unui munte înalt? El s-a schimbat la față înaintea lor, pentru că în împărăție, când va începe, toți ne vom schimba în slavă. Fața lui a strălucit ca soarele și hainele lui s-au făcut albe ca lumina și iată că s-a arătat Moise și Ilie stând de vorbă cu el. Petru a luat cuvântul și a zis lui Iisus, Doamne, este bine să fim aici. Așa va fi când va începe împărăția lui Dumnezeu. Bine, slăvit să fie Domnul. A avut să facă 3 colibi și dincolo de declarația lui Petru, care a fost una din uimire, din incapacitate de explicare a fenomenului, în deplină cunoștință de cauză, a rostit Tatăl niște cuvinte. Acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea mea, de El să ascultați. Adică ne dorim ca atunci când vom fi schimbați în slavă să privească Tatăl spre noi și să-i fim plăcuți. Dumnezeu întotdeauna a vrut o jertfă plăcută. Nu orice închinare a fost acceptată. O astfel de transcedere în slavă va fi plăcută Domnului și armonia aceea cerească și bucuria Tatălui se va revărsa apoi peste noi, slăvit să fie Domnul. Iată acum 3 caracteristici ale preoției regești sau cerești. În primul rând, închinarea este o formă supremă de relaționare a creaturii față de creator. Este cea mai înaltă formă de manifestare a creaturii, să se închine în fața creatorului și să-l slăvească. Ființele din cer fac aceasta cu prisosință. Nimic altceva nu este mai înălțător. Și eu cred că dacă suntem sinceri și facem o recenzie a părtășilor noastre cu Domnul, momentele în care l-am simțit cel mai aproape au fost cele mai dulci momente din toată viața noastră spirituală. Dar când vom fi acolo, fără limite de dimensiuni umane sau de timp, de aceea imaginea preoției este una înălțătoare. Pentru că, într-adevăr, aceste momente, dacă mai pot spune momente, pe înțelesul nostru, pentru că noi doar momente prindem, vor fi cele mai gustate din toată veșnicia. Nu degeaba diavolul a ispitit pe Domnul Hristos tocmai la capitolul închinare, chiar dacă mai întâi a venit cu nevoi fizice, că este foame, în final ce a vrut? Spus că dă toată împărăția Pământului, numai să primească el închinare. Pentru că diavolul a vrut să-și așeze și el tronul lui, cum spune în Apocalipsa, despre tronul Balaurului, care i-a dat fiarei ca prin ea, prin prima fiară, prin a doua, prorocul mincinos, să-și aducă închinători și să fie foarte sever în evidențierea lor ca cei ce nu se vor închina să fie omorâți. Dar e scris că adevărați închinători, tocmai ei nu îi se vor închina. Așadar, după cum Domnul Hristos a rezistat, să ne dea bunul Dumnezeu și nouă harul să rezistăm și noi și să fim adevărați închinători. Pentru că spune Scriptura în Cartea Apocalipsei, să nu ne imaginăm că putem să ne gândim la o preoție regească, cerească, fără să fim corecți la capitolul închinare. Apocalipsa, capitolul 11, citesc de la versetul 1. Apoi mi s-a dat o trestie asemenea unei prăjini și mi s-a zis, scoală-te și măsoară templul lui Dumnezeu. Și templul lui Dumnezeu suntem noi. Are Dumnezeu nevoie de parametrii, de dimensiunile vreunei clădiri fizice.
măsoară templul, altarul și pe ce se închină în el. A spus că altarul e în cer și rugăciunea noastră merge acolo. Noi putem fi numărați în această selecție de preoți după ceea ce ajunge de la noi acolo în cer. După închinarea noastră în fața lui Dumnezeu. Și în Apocalipsa 13, tocmai aici se dă bătălia referitoare la închinare. Scrie în 13:8, și toți locuitorii pământului se vor închina diavolului și fiarei, toți aceia căror nume n-a fost găsit scris de la întemeirea lumii în cartea vieții mielului care a fost șungheat. Adică cei ce se închină prin Domnul Hristos și sunt asociați cu El, cu tronul de slavă, nu se vor închina niciodată diavolului. Acolo în cer vor rămâne numai închinători adevărați. Iată cum vedea Scriptura încă din Vechiul Testament această imagine a închinării. Isaia capitolul 60. Versetul 12. Căci neamul și împărăția care nu-ți vor sluji, vorba de Ierusalimul de sus, a cărui porți vor sta deschise. Aceste neamuri și împărății vor pieri și neamurile acelea vor fi în totul nimicite. Rămân numai adevărații închinători. De aceea noi trebuie să știm și cuvinte Domnului Hristos care spunea în Matei 6:24, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Ori te închin Dumnezeului adevărat și n-ai nimic de a face cu închinarea falsă, ori te compromiți și nu vei fi acceptat în slavă. Pentru că preoție înseamnă închinare. Exemplul celor din Vechiul Testament care au fost duplicitare, s-au închinat și la templu, dar și pe înălțime, dovada faptului că Dumnezeu nu i-a primit. Spune Scriptura, revin la Apocalipsa, capitolul 22, vorbind despre o ultimă etapă din ceea ce ne-a fost profețit nouă, vremea când cei credincioși împreună cu îngerii vor rămâne să se închine pentru eternitate. 22, versetul 3. Nu va fi nimic vrem de blestem acolo. Scaunele domnia lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea. Robii lui îi vor sluji. Și versetul 9. Un înger a zis lui Ioan, ferești să faci una acasă, să mi te închin mie, zicea îngerul. Eu sunt împreună cu tine slujitor și cu frații tăi proroci, cu cei care păzesc cuvintele din cartea aceasta, închină-te lui Dumnezeu. Aceasta fac ființele din cer. Pe ei putem numi o preoție cerească. Noi suntem selectați tot ca preoți din cei de pe pământ și vom fi împreună cu ei o singură împărăție de preoți, adică de închinători în fața adevăratului Dumnezeu. O doua caracteristică. Sfințenia este caracteristica fundamentală a atributelor divine și totodată a preoției. Fără sfințenie nu putem vorbi de închinare în fața lui Dumnezeu, în jurul căreia se strigă într-una, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Dar la sfințenie se asociază și alte atribute divine. Știți, preotul în Vechiul Testament scrie în Levitic 21 că trebuia să fie perfect din punct de vedere fizic, vreun cusur trupesc, păstrez sintagma biblică, îl respingea, îl făcea inapt pentru această slujbă. În Ezechiel 44, fără să citim, vă spun doar, este scris că în Vechiul Testament au fost unii preoți care au rămas credincioși sfințeniei și adevărurilor legii și vor fi acceptați ca preoți. Alții vor fi sau au fost descalificați. Spunea Domnul Hristos de asemenea, oricine va strica una din cele mai mici porunci va fi chemat cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu. Dar cine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, Matei 5:19, va fi chemat mare în împărăția lui Dumnezeu. Sfințenia le încorporează pe toate. Și aici vă citesc din 1 Petru capitolul 2, unde avem detalii foarte concrete pentru perioada noastră a bisericii, că poate cele din Vechiul Testament ne par prea simbolice și trebuie interpretate. 1 Petru 2
cu 5. Și noi, ca niște pietri vii, suntem zidiți ca o casă duhovnicească, o preoție sfântă. Ca să aducem, eu spun totul la persoana întâi, ca să ne încorporăm și pe noi, jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Nu doar unii, tot poporul, versetul 9. Voi, adică noi, sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate a celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Deci când plecăm în seara asta de aici, să plecăm cu acest gând că noi suntem preoți în devenire, ceea ce înseamnă mai mult decât orice, aici și în veacul viitor. Și ca un exemplu aici vreau să vă amintesc cazul fiilor lui Eli, care au beneficiat de dreptul preoției în virtutea neamului din care se trăgeau, al lui Aaron. Ei erau urmașii lui Eleazar, cel care a intrat în țară, urmașii lui Fineas, acel om cu care Dumnezeu a încheiat un legământ veșnic. Dar n-au fost credincioși, n-au fost sfinți. Tratau cu dispreț lucrurile sfinte, carnea de la jertfe. O mâncau așa cum voiau ei, fără respectarea metodologiei levitice. Ba mai mult, își permiteau să fie și imorali. Și vine un om al lui Dumnezeu și spune tatălui lor, cum disprețuiți voi harul care vi l-am dat? Și știți ce sentință le-a rostit? Nu va mai rămâne niciun bătrân în casa ta. Și apoi, la a patra generație, au fost pedepsiți cu toți, suportându-și pedeapsa datorită păcatelor părinților lor și, cred, și a greșelilor lor ulterioare. Au fost îndepărtați. Pentru că n-au înțeles, tocmai ce v-am spus adineauri, că leviții au fost aleși să fie legați de Domnul, nu de oameni, fie aceștia și cei mai apropiați din casă. Și asta a fost greșeala lui Eli. El a fost mai apropiat de fiii lui decât de Domnul. Și a fost respins el și fiii lui. De aceea, bisericile se îndepărtează atât de mult de adevăr, fiindcă suntem legați tare de oameni, de ai noștri, din casă. Femeia de bărbat, bărbatul de femeie, copiii de părinți și invers. E bine să fim legați, dar nu în detrimentul sfințeniei. Pentru că aceștia ne trag înspre păcat, înspre o închinare falsă. Și odată pierdută sfințenia, s-a dus totul, Doamne, păzește-ne. Ne descalificăm ca preoți. Și o ultimă caracteristică. Preoția dă dreptul unei relații directe cu Dumnezeu. Și cum m-a spus, asta înseamnă închinare, slavă, în sfințenie. Dar înseamnă și un sens invers, de fapt un dublu sens. De la noi merge spre Dumnezeu închinarea și slava și la Dumnezeu vine prin noi învățătura sfântă. Vă citesc din cartea Maleahii, capitolul 2, și aș vrea să ne înțelegem aici pe pământ și această funcție preoțească. Maleahii 2, citesc de la versetul 5. Legământul meu era cu el un legământ de viață și de pace. L-am dat să se teamă de mine și el s-a temut de mine, a tremurat de numele lui, vorba de Levi, și asta seminție specială. Legea adevărului în gura lui și nu s-a găsit nimic nelegiuit pe buzele lui. A umblat cu mine în pace și în neprihănire și pe mulți a bătut de la rău. Căci buzele preotului trebuie să păzească știința și din gura lui se așteaptă învățătură, pentru că el este un sol al Domnului oștirilor. Iată ce suntem noi. Închinătorii cei mai distinși, dar trebuie să fim și solii cei mai fideli. Și dacă nu ni se permite să ne lăsăm aplecându-ni se inima spre cei dragi și îndepărtându-se de Domnul, tocmai prin acest atribut al transmiterii
soliei divine, noi putem să-i atragem pe cei dragi și nu să ne ducă ei pe noi în lume și să-i aducem noi pe ei la Dumnezeu. Aici se completează funcția preotului. Pentru ca să nu fim înțeleși greșit când ne dezicem de unii, nu cum spuneau unii interpretând greșit când mergea unul în misiune și lăsa pe ceilalți supărați. Eu cu Dumnezeu și voi cu satana, cu lumea, nu așa. Să fii aproape de Dumnezeu, încât să nu calci principiile sfinte, dar să fii solul lui Dumnezeu pentru ai tăi și pentru toți care te ascultă, în așa fel încât să-i duci spre Dumnezeu, să îi apropii de Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Dacă așa vom face, dacă asta vom înțelege, atunci, într-adevăr, vom fi adevărați preoți. Ne vom asemăna cu ungerii aleși care îi se închină, dar în același timp, ei ascultă întru totul ceea ce Dumnezeu le poruncește. A asculta Dumnezeu întru totul înseamnă și a ne ruga la vreme, a cânta la timp, a transmite mesajele care Dumnezeu ni le dă fără să știrbim ceva din ele. A știut Eli cum trebuie să fie preotul, nu degeaba a zis lui Samuel să nu mi-ascult niciun cuvânt din ceea ce Domnul s-a descoperit. Samuel a spus și a rămas apoi pe toată viața un transmițător adevărat al mesajelor divine. Așadar să nu uităm că slujirea preoțească înseamnă închinare, înseamnă sfințenie, înseamnă și transmiterea voii lui Dumnezeu pentru cei din jurul nostru. Și încheiem oprindu-ne să observăm în sinteză, în concluzie, că această slujbă preoțească, regească, ne aduce în imagine cum va fi guvernarea în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu va împărți, în sensul conlucrării, a colaborării, conducerea acestei împărății cu noi pentru eternitate. Așa a fost profețit în Isaia, citesc din capitolul 61, versetul 6. Dar voi veți fi numiți preoți ai Domnului, și veți fi numit slujitor al Dumnezeului nostru, asta pentru evrei, ar spune ei, da? Este aici și pentru neamuri. Isaia 66, cu versetul 21. Este scris că se va întinde slava Domnului printre neamuri, și apoi versetul 21, și voi lua și dintre ei pe unii ca preoți și leviți. Și asta include pe cei și vor fi mântuiți dintre neamuri. Aceștia vor forma, cum spune cartea Apocalipsei, cei ce vor avea parte de întâia înviere. Asupra lor a doua moarte nu are nicio putere, ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu și al lui Hristos și ei vor împărăți, slăvit să fie Domnul. Să nu uităm așadar că această sigla preoției este sfințenie Domnului. Asta scria pe fruntea marelui preot și asta o spunem noi când începem rugăciunea Tatăl nostru și când încheiem. Tatăl nostru care ești în ceruri, vie împărăția ta. Adică dorim ca Dumnezeu să ne fie împărat. Și se încheie rugăciunea cu cuvintele, a ta să fie împărăția și slava. Ce înseamnă asta? O împărăție în care noi ca preoții vom face slavă, că numai preoții au dreptul acesta. Deci noi dorim să vină o împărăție, în final rugăciunii spunem că împărăția asta dorim să fie eternă și că dorim în această împărăție să fim adevărați închinători care aducem slavă Domnului în sfințenie. Doamne, ajută-ne! Amin!